Salutare! Astăzi vreau să discut despre un aspect foarte important, dar de multe ori de neglijat în artele marțiale de contact. Mai precis, deplasarea și mai exact deplasarea laterală. Deplasarea laterală este de două feluri. Deplasarea agresivă, când ți-a lețit adversarul și vrei să-l faci knockout, el vrea să pleci și te miști în lateral cu el, da? Și de aici l-ai pus cu spatele la zid, la curzi, la fușcă și îl vrei să faci knockout, sau deplasarea defensivă, când tu ești lovit, ești amețit, ești cu spatele la zid, cu fușcă, etc. și vrei să pleci, da? Să ieși din situația dificilă în care ești pus. Vreau să încep prin a vă explica o greșeală foarte importantă și care se face chiar în galele profesioniste. Aceea de a urmări adversarul pe traiectoria lui de plecare. Rareși, când ai plecat, mulți îl urmăresc, da, deci în loc să se miște paralel față-față cu el, mulți se iau după el exact și se transformă o urmărire ca o alergare din curtea școlii. Iar, rareși, exact, iarăși lucrul ăsta te poate face foarte vulnerabil atunci când adversarul a ieșit în 45 sau 90 de grade până te repui cu fața la el, tot timpul te lovești. Ok? Deci până te repui cu fața la el, ești vulnerabil și poate să lovească cu atărare. Bun. Prin chestia asta poate să vă lovească foarte tare, chiar să vă facă knockout. Acum vom discuta despre deplasarea corectă laterală, deplasarea agresivă. E foarte important să vedeți pașii. E foarte simplu, dar trebuie să fiți atenți. Dacă adversarul pleacă spre stânga voastră, prima dată pleacă piciorul stâng, apoi piciorul drept. Ok? Rareși, stângul și după aia drept. Ok? Dacă pleacă spre dreapta voastră, prima dată pleacă piciorul drept, apoi piciorul stâng. Ok? Logic, trebuie să învățați că pleacă prima dată piciorul mai apropiat de direcția respectivă. E o greșeală foarte importantă să vă încușați picioarele. Da? Dacă vedeți în meci că adversarul face acest lucru, înseamnă că ori este un începător care nu este pregătit de luptă, ori este un profesionist stabil care vă va atrage în capcană. Mai departe, elevii mei vă vor arăta un exercițiu care vă va ajuta să vă dezvoltați deplasarea laterală în mod agresiv. În sensul că cel care stă la perete se deplasează, voi îl urmăriți și loviți două combinații simple de braț. Ok? O să vedeți și pe elevii mei cum se mișcă în continuare. Și groșio directă.